Așa. Avem aici... Doamnelor și domnilor. De la Miss Plaja. Îmi revine plăcerea deosebită de a prezenta Miss Plaja. Eu, ca specialist Miss Plaja, vreau să vă spun că am fost 5 ani de zile alături de fetele de la Miss Plaja. Sunt 11 ani de când Miss Plaja este în România, așa că 3 ani de zile am fost prezentatorul Miss Plaja, iar 2 ani am fost un simplu președinte al juriului, așa că sunt cunoscător. Înainte de toate, vreau să o țin mai aproape pe domnișoara Iuliana Doroftei. Este Miss Plaja 2012. Dacă îmi dai voie să-ți iau microfonul, să-i ofer și să o întreb cum este să fii Miss Plaja. Ce a însemnat un an întreg de glorie, adică de anul trecut până acum? Cum ai trăit? Ce s-a întâmplat? M-am schimbat, m-am maturizat, am participat la diferite evenimente, am câștigat și bani, de asemenea... A fost un an foarte frumos. Asta înseamnă Miss Plaja, celebritate și bogăție. Ați înțeles? A câștigat foarte mulți bani, este plină de bani, este căutată, are multe contracte. Cine este... E frumoasă! Nu, este superbă. Cine este Miss Plaja 2013? Să ne dezvălui tu, Iuliana, te rog. Domnișoara Izabela, aici de față. Izabela! Și mai cum? Hai să o întrebăm pe ea. Izabela și mai cum? Voina. Să rețineți acest nume, veți mai auzi de ea. Izabela Voina, de unde? Din Sighișoara. Din Sighișoara, atenție, anul acesta Sighișoara a bătut România, să zic așa, a trimis cea mai frumoasă fată aici la Miss Plaja și iată că juriul, care a fost necruțător, a ales-o ieri pe ea. Mai sunt și alte premii, sunt 13 premiate, ce alte titluri mai avem? Miss Sexy... Miss Plaja locul 2, Miss Plaja locul 3, Miss Summer, Miss Vacanța, Miss Popularitate, Miss Fise, Miss Telegenica, Miss Senzuala și Miss Bronzata. Și Miss G! Mulțumim domnului Manuel Chermani, organizatorul Miss Plaja în România de 11 ani. Mulțumim domnului Chermani. Și le mulțumesc fetelor că m-au ajutat la meteo aproape în fiecare dimineață. Ați fost superbe, sunteți superbe. Mergem mai departe în emisiune. La eu... plaje, la apă. Hai și să eu vreau să mulțumesc cuiva în această dimineață cu tot dragul și cu tot respectul. Îi mulțumesc colegului meu, Andreas Petrescu, pentru anii pe care i-am petrecut împreună în fața camerelor de la vedere. Nu e corect ce spui. De ce? Pentru că am mers acum, am văzut în autocar, lumea spune mulțumesc pentru anii care i-am petrecut. Cum pe care i-am petrecut? Ce asta? Aolo. Ce gramatică vorbești tu? Cu decât. A, decât atâta cât decât, știi să vorbești. Decât atât. Asta este problema. Eu zic așa, că noi am vorbit până acum o grămadă. Și n-am cântat deloc. Ia cântă ceva. Nu, pentru că în această emisiune o să cânte Evelin. Oh, nu cred. Da, eu vreau să fiu la concursul Miss Mândră.